Iticel Pădure a fost în sărbătoare duminică după amiază, deoarece s-au împlinit 10 ani de când în acest sat există un muzeu. În acesta se regăsesc obiecte tipic țărănești. De asemenea, cea care a avut ideea unui muzeu în acest loc și-a lansat și două cărți. La moment au fost prezenți oameni de cultură, oficialități ale județului, precum și interpreți de muzică populară consacrați. Îmi permiteți ca în numele conducerii primăriei și nu în ultimul rând al meu personal să vă urez un călduros la mulți ani și bine ați venit astăzi la Iricel Pădure pentru aniversarea Muzeul Satului și lansarea cărții lui doamna Moldovan. De fiecare dată sunteți acolo unde vă cheamă viața și unde vă e locul, pentru că aveți o misiune de suflet care n-a fost impus de nimeni, nu este remunerat de nimeni, însă simțiți dumneavoastră că trebuie să lăsați acestor tineri care sunt astăzi alături de dumneavoastră ceva din cultură și din sufletul dumneavoastră. Darul este imens. Ceea ce a făcut Rafila Moldovan prin acest muzeu înseamnă înviere. Învie trecutul pentru a-l putea înălța, pentru a-l putea restitui celor care vor veni după noi. Nu suntem aici, știm cu toții că timpul ia vamă și că sunt lucruri care, vrem, nu vrem, vor dispărea. Evenimentul de o importanță culturală deosebită a fost marcat așa cum trebuie, semn că tradiția strămoșească este apreciată în continuare atât de oamenii care trăiesc la sate, dar și de oficialitățile care au dansat în hore și au cântat alături de cei prezenți.